Salutări, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi mă aflu la prietenul meu Titi, în Vrancea. La Bonțești. La salutări. Bonțești. Și avem aici să vă prezentăm casă nouă, pentru că și-a mărit efectivul și are și foarte mulți ieduți la capre. S-a făcut un adevărat crescător de caprine și o să vorbim puțin despre mica lui crescătorie de căprițe. Și aici au o gașcă mică de ieduți. Ia uitați. Deci azi numai anglo-nubiană, nu? Majoritatea. Da, majoritatea, yes. Da, am și câțiva metiși. Și câțiva metiși, dar s-a axat foarte mult pe rasa anglo-nubiană. Anglo-nubiană cu clopoței, să nu înțeleagă lumea greșit. Da, băi, asta e dalmațiană. Ia-i boierița. Ia-i boierița zăpăcita. Zici că e o vițică așa. O cheamă Zina, da, e un preferat al tata. Tot simpatic să-mi fie de ochi. Put, ios. Botic mic. Botic, vai, dar vreau jos să iau un în brațe. Asta cât are, o săptămână, două? O săptămână. Oh, am luat-o în brațe, dar nu vedeți? O pupă, oi, ce mic ești tu, băi. Așa, încet, încet. A prins, nu au chef, e foarte cald și uite și tu că n-au chef. Da. Așa. A venit căldura primăvară. Aproape și o să-l aducem și pe Otelo. Otelo fiind? La prietenul meu, Otelo fiind de Țapu. Țapu e Otelo. La prietenul meu. Cel mare. De la Old. Așa, stai așa să-l scoate. Au țăpoiul. Stai așa să... De la prietenul meu, Băceanu. O secundă să întorc microfonul către tine. Să te auzi. Prietenul meu, Băceanu, nici eu nu sunt mititel, deci nu te gândi că da. E mai agresiv el așa, cam dă, really? Dă cu capul. Și dacă te bagi în mulțimii să atingi vreo capră, să ia după tine. Stai cu minte, tata, stai cu minte, gata. Hai, valea. Cât are în grabă? Nu, no, și-i trecut de un metru, oricum. E mare. Afară. E mare, hai, da, mișcă. De când l-am intrat, l-am văzut. Mișcă, zdravă-n. Mișcă, mă. Ce fai, vrei să mă împungi? Da, mai faci de astea. Mă dărâmă, cred că silă mă dărâmă. Asta-i iubita lui acum, da. O coțopenește. Nu vă duceți pe iezii aia, hei! Uite-o și pe bibica, vină-o cu a bibica. Uite ce a crescut bibica. Ia, ce pătată-i să nu fii de ochi, ce bibica, simpatică. Stai bibica, stai. Da, super simpatică. Da. O adevărată turmă aici. Adevărat. La propriu. Ciobănii, dragă mie. Da, le-a făcut un țar, pe lângă faptul că le-a făcut un țar, deci s-a mutat cu toată crescătoria lui pe o coastă. E o coastă la propriu, da, nu? Adică ți-ai cumpărat teren, ți-ai făcut aici totul cum trebuie pentru că vrea să se axeze pe treaba asta, pentru că îi place și e foarte frumos și relaxant. Dacă nu-i pasiune, nu-i nimic. Exact. Primul lucru când am ajuns aici, deci zona e exact ce îmi place și mie, dealuri, o vale printre, cred că apa ai zis că se adună în momentul în care plouă mai mult. Care plouă, da. Da. Uite aici, un alt patron. Pitic. Ăsta e cu stea în frunte. Da. Anglo-nubian. Ce, țap? Țap, da. Ce frumos e. Băi. Ăsta, da, frumos. Ăsta îl opresc, ăsta îmi place. Ce ureche are. Mie îmi place să-i țin așa, uite, parcă are guler. Deci că domniță. Dar nu-l doare, doar așa, să mă joc cu el. Și ăsta mici, că-s mici, ei vin la joacă. Să nu mă împung prin spate la mare, unde e, ai acolo. Deci, ia uite. Stai cu mintea, mă. Deci ăla e chiar zdravă, să nu fie de ochi, e frumos. Da. Și eu apătolea că mi-a intrat o piatră la copită și abia aseară am văzut-o. Frumoase galbenele astea. Pișe. Gălbui așa cu alb. Da. Păi o aștept să-mi fete aia gălbui. Sunt relaxate, n-au treabă. Da, nu. Au tocat aici copaci, dar au spațiu, oricum asta e îngrădit-o special ca să le ții. Eu am lăsat copacii pentru umbră, dar... Pentru umbră, ha. Că te rezistă. Să oprez radio, gata, l-am scos din priză. Le țin cu radio, că le relaxează muzica. Da. Uite, și alungă și animale bune, să uită. Mi-a rănit-o la piatra aia la picior și acum și capete, săraca. A, asta, aia da. De acolo. Hai, vină încoace, hai bebuță, hai. Cât iezi ai acum? A, cine știe. Nu știi? Nu știu că eu nu-i număr. Nevastă mea mai număr, oricum am pisici 10, 12, 13, încolo. 10, 11, 12, 13, 14, 15, vreo 15 am numărat eu. Foarte bine.
când tragi o linie, îmi spui cât se dă. Da. După aia am ceamani acolo, chiar să înțelegi pe australorcul de la tine. Da, m-ați întrebat unii de păsările mele. O parte le-am mai dat pe la prieteni, o parte le-am vândut, după cum am spus. Avem acolo cocoșul de australorp și o găină prin partea aia, dar nu se vede. Și mai are un cocoș de aia în semani, care ar trebui să mă duc mai aproape de el ca să pot să-l filmez, să nu vină țăpoiul. Bă, dar ăsta e cred că cel mai mic. Da, ăștia sunt fătați ultimii. Uite, clopoții ăștia. Ăsta e altceva, Metis, nu? Da. Metis, Metis. E va. Cât ai, mă? Un kil? Două? Cât o pisică? Mic. E mic. I-a făta miștare. Sunt micuți. Da, aia albă e fătată deodată cu ei. Da. Zâna. Ia uite acolo. A, da, ai pereche la aia semani sau ce? Uite și găină. Amândoi cocoși. Aia semani. E frumos cocoșul, Luciu. Și uite, aia semani și cu un australorp. Deci cocoșul e de la mine. E cocoș de anul trecut. Se vede și după inel și găina la fel. Pașă. Și acolo și cățelul pasnic. Pașa. Care n-are un an, nu? Nu. N-a făcut. 8 luni acum, în martie? Da, pe 20. Oho, mai are de crescut, până la una jumate, până la 2 ani. Deci acolo o pereche de amsemani și o pereche de australorp. Asta au frumos tare aici, în țar libere. Da, am zis că le las copacii de umbră, dar s-ar putea să ufuce. Asta e simpatic, într-adevăr. Și mi-ai spus că ai mai mulți țapi, din nefericire, ieduți. Avem și țăpurei. Da. Mai sunt și grădinița. Stai fă nebună. Grădinița. Nu calci cu ăștia că nu-i... Da, stau în picioare. Mititei. Iau și turturile răzătoare, se aud în spate. Da. O să filmăm și păsările, o să intrăm în interior. Da, asta e un metis. Majoritatea are anglonubiene. Mele alea de la început, ieduții, care da. Știi. Și aia e la prima fătare și mi-a făcut 2. Și asta e la a doua fătare și mi-a făcut tot 2. Pereche și pereche. Ah, da? Super. Ăștia negroi, da, se văd. După urechi, în primul rând. Da, el e ceva de murcianul la a șaptea mână. Da, aia e în călduri de stă după ea? Da. Iubita lui. Ah, de asta, da, că ai zis. O montează. Da. Și provizoriu aici... Avem și pe unii și porumbei. Am vrut să mi le aduc pe toate, că am împățit un necaz și ți-am zis atunci acum. Da. Mi-a intrat câinul ăla și am da. Da, a avut probleme cu un cățel. Un cățel mânca la. Am mai observat un iedul stai așa că vreau să ce interesant e ăsta. Are jumate jumate corpul. Pe ăsta vreau să-l dau ție. Ăsta. Da, vreau să-mi dea și mie un ieduț anglonubian, mai ales că v-am zis acum nu mai dau caprele. Da, cu pedigri. Dacă deci... e la râs lui Sabina, sigur o să-l vrea. Clar, și eu aș vrea, dar unde-l mai... Adică unde-l bag? Clar, cu caprele. Dar acum caprele, dacă le dau la stână... Păi dați da, doi, îți frați? Cumva cu ăsta-i frate? Nu. Seamănă. Doar de tată. A, frate de tată. Ăla... E simpatic tare. Ăla e frate cu ăsta. A, ăsta cu ăsta? E frate cu ăla. A, am înțeles. Ăsta e că ți-l păstrezi? Ăsta e primul născut și ăla al doilea născut. Adică al doilea, da. A ieșit al doilea. Ăsta l-o opresc eu și ăla ziceam ții, da? Vezi și tu ce discuți acasă. Da, mă mai gândesc, nu mai zic nu de prima dată. Da. Un țăpușor. Aici e și una dintre căprițele mele pitice. Ieșim împreună, ies și ei la păscut. Le scoți dimineața și seara la păscut, nu ai zis? Da, de două ori pe zi. Și are o coastă și o suprafață mare de... Da, să se vadă pe unde se plimbă cu ele. Numai pădure. Nu se urcă pe asta? Urcă-te tu. Nu, dar nu se urcă ele pe... Aici e viitoarea mulgătoare. A, aici vrei să o faci? Cum? Sus? Sau cum vrei să o faci? Sus, pe rampă. Sus, aici vin cu aparatul de mulț. Fac acoperiș frumos. A, îți faci o... Pentru lumină, iesle. A, faci special de mulț. Da, da, doar pentru mulț. Da. Încercam să creăm condiții, pe cât posibil. Vrea să se ocupe cu vânzarea laptelui pe românește pentru cei care vor să susțină pe viitor brânză. Pe zona asta, prin Vrancea, aproape de Focșani, lapte, brânză, lactate. Așadar, o să aveți oricum în descriere pagina de Facebook. Da, și aici e coasta pe care se duce. Are pădure, dealuri. Exact ce trebuie pentru capre. 500 de metri. Ia uite, filmează pe ăsta așa din prim plan.
Hai un pic de apă, iar. Da. Haide, mă, uite un pic aici. Stai gheboas. Simpatici. Stai gheboas. Uite, și a poziții, mă. Ia poziții, ia poziții. E foarte... Simpatici. Și iubăreț, ăsta e. Dacă îl iau acum să-l duc acasă, știi cum îl bagă direct în casă. Fetiță. Ai fetița asta? Ei, zici că e fetiță, nu e băiat. Când îi faci așa, zici că e fetiță, da. Uite. Da. Zici că e domnișoare. Simpatici cu urechile astea așa. De... Și la lapte, la lapte. La lapte mănâncă doar iezi momentan. Nu le mulge încă. Mai mulgem pentru noi așa consum în casă. Consum. Vreau să cresc iezi, să se dezvolte ei. Majoritatea capilor tinere, nu? Da, majoritatea. Aia e cea mai bătrână. Mhm. Aia e și pentru primele. Parcă așa știu. Sau care? Doamna Flamă. Era A, Flamă, doamna unde e? Aia. Da. Aia e la altă, seamănă. Stai că seamănă, e mai mare. A fost salvată, da. Aia e mai mare, e solidă asta. E ce trebuie. E solidă. Un cioban crescător, așa, de mult timp, mi-a zis că are 6 ani după gură. Aia. Am actele ei și e trecută de 10, dar stă bine în dentiții, a avut pedigree. Ok. Eu am luat-o fără pedigree, știi? Am înțeles. Dar ea a avut și pedigree. Are crotale de Cehia. Da. Țapui, ca lumea. Țapui tu ai un 80 și, parcă, sau cât ai? Am aproape un 90. Deci, aproape. Ca să vă dați seama, e țapui zdravă. Țapul am de la un prieten de la Walt, de la Băceanu. Îi mulțumesc pe calea asta. Foarte mișto animal, exemplar, să zic așa. Da, e zdravă. Ei, ce trebuie, când l-am coborât din mașină, m-am minunat și eu. Am zis că e vițel. Da, exact, e cât n-am un vițel. Văzut. Până la ăsta n-am văzut, la ce să mai. Una e, păi te uiți pe internet și alta e, că le-am pus măturica. Păi vă, se scarpină. Da, mai am vreo 3, trebuie să le agăs și pe alea. Abia nu mai întind plasele la garduri. Că le-am mutat aici prima zi, eu legam lemne sus și jos, pe partea dreaptă, și ele ieșeau prin stânga, pe dedesubt, pe sub plasă și plecau încolo. Da. De asta ai pus pe jos. Am pus înțeles. Lemn și sus și jos. Da, da. Da, la iezi le mai fac un țarc încolo, acum nu pot să mă plâng. Mm-hmm. Am loc toată coasta asta e a mea. Da. Aici zic la moșie. Da. Toată coasta e a mea. Tot ce trebuie. Să fim sănătoși când doi. Sănătate și liniște, asta e. Să umplu cu asta, să umple cu asta. Da, are proiecte în plan și pentru partea de păsări, de volierele pentru păsări, pentru că tot ce avea înainte acolo le mută. Am mătățit tot, îți dai seama. Da. Doar caprele au rămas majoritare. E chiar frumos cocoș, e simpatic. I-am tăiat o aripă că stătea numai pe afară și pe aici mai sunt vulpi, mai sunt... Mm-hmm. Încă n-am terminat de... Și pe lângă vulpi ai mai zis că mai e ceva. Șacali, urși. Urși. Acum 4 ani a coborât un urs. Suntem în Franța și coboară urși. Ei, ce vrei, na. Ei coboară după mâncare, Bogdan. Clar. A coborât pe timp de iarnă, bine, nu ne facem griji, că o să facem garduri electrice până la urmă. Da. Deci nu o să fie problemă. Căprițile să fie în siguranță. De fapt, toate animăluțile să fie în siguranță. Avem Pază, l-avem pe Pașa, l-avem pe Nero. Da. Pașa face nani. Nero la fel. Dar nu le scapă nimic, să știi, chiar și noaptea. Ăsta ce-i? Iediță sau? Metis. Metis. Metis, metis. Mhm. Nu, no, că e întreagă discuție aici, mulți vând ca și capră de rasă, metisuri cu clopoței sau fără clopoței. Deci n-au clopoței deloc, anglo-nubienile. Mm-hmm. La mine singurul cu acte care l-am cu actul în mână e țapul. Da. Înțelegi? Aia a avut documente și ea, dar s-au pierdut. Am înțeles. Eu am luat-o la preț fără pedigree, deci... Da. Plus minus, așa, în 2-3 ani sperăm să avem numai anglo-nubiene. Bii, ce faci? Da. Iau. A început scandalul. Și așa avem în interior aici saivanul pregătit pentru capre. Căsuța. Vesele, făcut-o iesle. M-am documentat pe internet. Mănâncă foarte bine, foarte puțin de pe jos. Da, am cauși scând. Cam mari. A. Da. Eu acolo am două sanen care le-am luat pe Mălin. Îți mai... Sanen? Da? Da. Îți tinerele, da, îți mai vai morților așa. Am înțeles. Asta a fătat doi iezi și i-a dat pe jos, i-a fătat noaptea, i-am găsit reci, morți. A. Să mai întâmplă și neplăceri. Da. Dulapul cu
medicamente nebunii. Da, ce e perfect, da, e cald aici, e bine, da. E bine că avem și termometru, uite, 45 de grade, 45 umiditatea și 26 de grade. 26, da. Acolo pereche de turturile răzătoare, da. Se auzeau mai devreme. A, ba nu, ce pui? Mai un pui, da, mă bate puiul și trebuie să-l mut. Am înțeles. Și aici ciorumbei. Porumbei și păunii mutați și fazanii, grămadă. Da, sunt la grămadă momentan pentru că... Provizoriu. Era păunul mai devreme cu coada deschisă. O să deschid acum, că să dezvăț de acolo. Iau ce creți acolo frumoși. Tau unul lângă altul. Câte puțin din fiecare. Uite-l pe ăsta, tu pe unde ai ieșit? Da, a ieșit un creț. Da, chiar. Închide să nu iasă afară. Stai că dă să iasă. Da, cine știe pe unde a ieșit? Aici nu era ieșit niciun? Da, cred că a ieșit pe undeva. Ai omis o gaură, ceva. Da, are aici, deci, păunii, familia de păuni. Ai, văd că 3-4 păunițe? Da. 4 păunițe. 3 standard și una albă. Și un păun matur. Opa, al nostru, care îl știi. Poți să-l prinzi, te ajut? Gata, pac, l-a prins. Un creț galben. A, pe acolo ți iese. Da, pe gaură aia. Da. Asta am făcut-o pentru iezi și normal, da. Și aici are porumbei de ornament și o singură pereche de voiajori. Da, o singură pereche de voiajori pentru că am considerat că nu trebuie mai mult. Da. Femeala e preferată soției și de ea am păstrat-o. Pereche de bronzați. Cei de la mine, dacă mă întrebați de ei. Arhanghel sau bronzați. Am cumpărat și mascul pentru femelă și am adus aici la Titi. Și bineînțeles, mai sunt indieni, toboșar ceva văd, creți, jucători. Văd acolo tremurători de Bucovina, parcă ai zis că-s vreo două perechi, nu? Da. Se fugăresc pe jos. Ei, momentan încep să se capucini, cuiburi să se bată, dar o să fac da, boxele și toate celea. Și o să-i bag cum trebuie, pe fiecare, știi? Ia uite, asta se bagă după femela aia. Da. Știu sigur că aia e femelă. Ei și cu clema roșie, că le-am pus atunci cleme roșii care erau femele. Da. Da. Stau bine provizor aici. Dar nu că au spațiu, păi mare spațiu aici, n-ai ce zice. Fac o crescătorie pentru iepuri, dar... Eu uite, capucinul cu gât golaș. Da, uite ce frumos, oricum îți dai seama că e desperechez. Da. Capucin cu gât golaș. Uite, mai am și aici sus o pereche de gât golaș. A, da, sus. Se pupă. Păi, din coace, dacă da. E din coace fața. Tu ce vrei, dragă? Ia uite. Da. Da, e un pic incomod, fii cu plasă, da? O să-i muți, nu-i problema. O să fie casa lor. Provizoriu. Asta e frumos. Frumos, cum aveam și dincolo, să iasă, să... Da. Să se scalde la soare. A, și de ăștia, cum le spuneam, uitat că doar am avut și eu, cu aripa în spate acolo. Satineții, da. Satineți, mai sunt vreo doi. Ulimanși, aia de la tine. Da, și atunci... Majoritatea păsărilor de la tine. Da, unii de la mine, da. Și atunci ce ți-au omorât câinele sau ce au zburat unii? Mi-a luat patru perechi de-a mei, mai aveam și toboșar. Tot ce a fost pe jos, cred că în mare parte, că ea nu zboară mult. Da. Și n-au putut să... Da, și niște voiajori a unui băiat, i-am zis doar să nu-mi trimite, dar acum s-a supărat, nu am ce să le fac. Mm-hmm. Eu totdeauna îmi dau interesul să fii bine pe toate părțile, dar nu se poate mereu cum vrem noi. Da. Din păcate. Se mai întâmplă și necazuri? Din păcate, da, se mai întâmplă. Da. Cam ăștia sunt. La păuni... A, la fazani văd că ai pereche. Nu da, vedeam. Păi atâta a rămas auriu pe galben. Da. Pentru că argintiul l-am dat, era mai răuț un pic așa, mai bătăios. Mm-hmm. Și l-am dat că știam că o să-i înghesui. Și creței albi sunt frumoși și par destul de solizi. I-am de la un băiat de la Brăila, creței aia. Mm-hmm. Creței aia, toboșarii ăștia și tremurătorii, parcă. Dar creții sunt stalei mari. Da. Vedem și ce se face. Uite și puiul de la tine. Ce pui? Unde-i puiul ăla creț?
Aia de acolo, femeia aia, nu? Aia căpăcită roșie? Da, aia. Aia, da. Aici nu vedea. Păi da. Da, văd că... Fain, nu banghește cu capacele. Dreapta, dar e de acolo. Da. E bine. Chiar frumos. Și m-am încălzit aici, e cald. Cald. E cald. Și afară, 27 de grade. A venit căldura. Ia uite. Căldură, o să mai lucrăm la ventilații. Da, intră căprițele la loc. Hai flamă, care da. Încheiem filmarea aici. Like, subscribe. Da, nu uitați să vă abonați. Zic eu. Zic tot. Nu uitați să vă abonați. Like, subscribe, follow și share. Share, comentarii cât mai multe și pe pagina de Facebook îl găsiți și pe Titi, pe Mini Ferma, pe pagina lui personal acolo puteți să-i scrieți. Ia uite, a venit Barosanu. Hai Barosan. Zic mușcă, că doar nu-i câine. Și mușcă, are tendința, ha? Și mușcă, hai. Bun, gai. Hai. Ăsta-i. Zdravă. Salutări.